Ilo Twins, un nou vlog azi. Vlogul ăsta este cu nașii, prietenii buni lui tata din facultate. Au venit în Canada pentru prima dată, acum câteva zile, și am făcut un vlog fain cu ei. Exact, dacă vreți să vedeți un vlog foarte frumos, ei acum sunt în vacanță, suntem aici, Ido, acasă, singuri. Swipe! Au venit aici frații Rachetă, frații Cărămidă, frații Bumerang, frații Găleată, frații Lopată, frații Bombă, frații Brothers, aici. Frații Pălincă. Ne punem puțin și noi aici în piscină cu voi. Ce face asta? Ca să știi că 33 grade, oh my god. Hai, hai, lasă, că trebuie să facem și noi aici, pentru că, na. Apa e foarte caldă, m-am pus să vă spun. Sunt zile senine. Știi? Dacă nu știți, voi acum este ceasul, stai puțin. Sănătate, mulțumesc. La noi, la voi este ceasul, acum este 7 la noi, deci 8, 9, 10, 2 seara, la voi dormiți, sunteți cu capul pe periniță, dar e periniță să ducă periniță. Vali vrea să bage în apă. Hai Vali, bagă-te. Nu-i foarte rece, ha! Frate, hai să vedem. Fratele Bombă, cât e? Aproape 80 Fahrenheit. 80? 28 de grade, 26 de grade. Pe bună? Pe bună, da. 2 zile a fost 18, 10 grade s-a încălzit aici. Vrei să știi că anul ăsta chiar arăt sexy. Nu-i Alex. Cum arăt, dar Vali, da. Porți aici la Ido Twins, porți la Vali Ido. Alex, mă bag și eu aici. My pants, pantaloni. Dar ce, dar noi știi ce ai tu acolo jos? Stai. Lovely. Bună, oameni frumoși, dacă vreți să... Cavalii, dar ce viață bună trăiești aici? Aia asta a fost zi plină, Alex. O zi plină a fost și va fi. How's the lighting on this? Cine vrea să vină aici la o piscină. O piscină aici cu Ido. Puteți să veniți, sunteți bine primiți. Mama, mama. Acolo avem și jacuzziu care este bun. Ce să vă zic? Băi, Vali, dacă n-are grijă, e cu vreo 2 kg mai gras ca mine, îl sparge și bă, ceea ce face. Azi în apă, frații că... Frații Bumerang! Ok, oh! Oh! Îl împing? No, ba da, îl împing. Ok, am yeah, mai good. Băieții joacă ping-pong. Vreau să joc și eu. Hai să jucăm dublu, să-i batem. Da, îi batem la... Nu mă împinge, nu mă împinge. Fratele Rachetă. Fratele Rachetă. Vai, ca și tu în apă, că... E frică, e, Vali e pussy. Ne-am trezit și facem o păpărucă, o păpară pentru toți. Bravo, bravo, bravo! Eu fac cafeluca cu castelul Bran. Castelul Bran, avem de când am fost la Bran. România! Am băut o cafeluță aici, frumos. Bună, tata Ido, ce faci? Uh-huh. Uite, mă uit la tenis. Bravo! Uh-huh. Ai băut cafeaua? Mai mult. Cine joacă? Vitova. Vitova și Bolter. Bolter. Hai să ne uităm, nu știu. Simona Halep a jucat? A jucat luntă. Azi iar o să fie o zi foarte călduroasă. Să luăm papucii aici. Să vină și nașii să o să se trezească și ei curând. Și azi se apropie de 40 de grade. O să fie 35 plus tot. O să fie aproape 40 de grade aici în Canada, unde oamenii cred că este foarte, foarte frig. Și este frig într-adevăr iarna, dar în vară este foarte cald. Piscina s-a încălzit. Oh, ce caldă e. Hai să văd câte grade are. Ok, să... Oh, a fost cea pe mână. O muscă. Oh, ce bine e așa când e călduț. O zi de dimineață frumoasă. Good morning, neighbors. Good morning, așa să spunem. Și la ceilalți, să nu se supere.
Good morning, neighbors. Și aici, good morning, așa. Good morning. Cu accentul ăla. Good morning. Să mai beau cafea, să nu mai beau? Nu știu. Mă gândesc. Bună dimineața, v-ați trezit, cum ați dormit? Super bine. Super bine, bravo, așa. Și la fel, azi o să fie o zi foarte călduroasă. Deja e foarte Deja cald. Deja e foarte cald, exact. Tata Ido, ce faci acolo? Ce faci? Uite, dau apă la flori. Mă bucur. Da, că o să fie foarte cald și dacă nu le ajut, nu supraviețuiesc până diseară. Oh, bravo. Ah, nu. Vrei băiță? Fii cu minte. Ai făcut duș azi dimineață? Am făcut duș, n-am făcut, dar nu trebuie să fac duș acum. Dar de ce? Că nu trebuie. Hai un pic. Așa, bravo. Udă-l. Crescătorul e la mine. Ce-o-s, fac foarte bine, mi-am făcut niște exerciții. Mexi? Ce faci, Guțu? Mexi. Guțu! Mexi, tu vrei. Ți, hai aici. Auzi, guys, Scoatem. Așa, scoatem. Da, scoatem. Domnul mică, da. Așa. Du-te, băiatul. Da, nu mai fi acea speriat. Tata, Ido, unde mergeți? Mergem la Somerset Mama la Betis, după aceea ne mai învârtim puțin prin oraș, le mai arăt frumosul oraș Kitchener. Ce frumos. Și luăm pe mama de la dentist și mergem la campus universitar și după aceea mergem la complexul sportiv de la RIM și după aceea mergem la mall-ul Constoga, mall Schiotti Mania. Nu merge să Schiotti. Nu chiatim, nu chiatim. Uite, îi place de tine, îi place, da. Tata, nu mă fie așa de speriat, nu mă fie așa de speriat, e prea speriat. Și când veniți, mergem în piscină, bem ceva frumos și mergem în piscină. Bem ceva frumos, ce? Frumos, estetic, bem ceva frumos. Eu sunt speriat. Mergem în piscină. Exact. Uite, pe, am pregătit ăsta, ca să vedem pești din piscină. A, perfect, perfect. Uite, folosim la snorkeling. În piscină de... Ce faci snorkeling în piscină? Snorkeling? Mai bine ne băgăm în piscină cu măștile și dăstrăm cu nebunțurile. Auzi, am scos căștile! Mexi, a plecat mămica și tu stai pe haina ei? Da. Dar mama Ido a plecat și tu stai acolo că... Da, așa. De mămica. Alex a terminat interviul. Bravo, Alex! Așa. Eu am terminat interviul. Eu am încă unul azi. Foarte mult au venit. Sper să iasă ceva. Să iasă ceva cu bine, știi? Da. Da. Bună, Vali, ce faci? Bună. Bună, Alex, ce faci, Alex? Bună, Alex, bună, Vali. Eu sunt mai urât ca Vali, că Vali e un zeu. Alex e mai frumos, că mulțumesc. Alex este un înger. Vezi, vârsta ecologia. Vali a spus că eu sunt mai frumos. Păi tu ești. Sunt aici la McDonald's, luăm un ice coffee. Așa. Foarte, 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 foarte cald aici la noi. Sunt 40 de grade. 40 de grade? Ce facem noi, Vali, cu 40 de grade? Mult prea mult aici, dar nu zicem nimic pentru că în timpul iernii este foarte rece. Minus 30, acum e plus 40. Da, asta o să fie săptămâna asta, dar ne băgăm piscină că trebuie, că e infernal de cald. Haide! Haide! Bună dimineața! S-a trezit dulceața! Dulceața s-a trezit! Hai să punem o muzică populară aici, o horă! Lângă tine zi de când zi... Când eram tânăr ficior, eram fala munților, toată ziua la vână... No, it's fine. What can I get for you? Can I have 2 medium iced coffees and make those with milk, please? Medium iced coffee? Sugar-free vanilla iced coffees. Two medium, right? Yes, two medium, and make those with milk and half the beverage base. Light liquid sugar. Sorry? Light liquid sugar, please, on both. A terminat Alex interviul lui, acum am eu unul acum, într-o oră. Dar nu mai puteam, era foarte cald să luăm ceva rece aici cu noi, știi? Alex, ce faci? Vreau să fac un TikTok și trebuie să repetez.
Trebuie ca să fac TikTok-ul. Apar femeile, dispar banii, dispar banii, dispar femeile, dispar femeile, iar apar banii, ați observat ceva? Toată dracu, nimic nu observați. Alex face TikTok-ul lui acolo. Bun, Alex, ce faci? Păi dacă ies să mergem să mâncăm out, ideal ar fi să bem un shot înainte, ca altfel nu merge treaba, știi? Hai să bem un shot. Wisers? Da, punem un Wisers. Da, dăm acolo un Wisers. Ce? Deci, oameni frumos, dacă vreți să veniți la noi, nu este nicio problemă. Uite, aici avem... Frații Cărămidă. Frații Bomba, aici niște băutură, bem pălinca, ascultăm muzică în cinema, dansăm. Party de 50 de persoane aici la noi. Mamă, Alex. Oh! Vine tatăl Cărămidă, de la frații Cărămidă. Ce ai zis? Tatăl Cărămidă. Cărămidă? Da. Frații Cărămidă, frații Brothers. Păi și de ce mă asociați cu... Păi, cu... Pentru că dacă noi suntem frații Boomerang, tu ești tatăl Boomerang. Auzi, fraților. De când v-am făcut, acum aveți 24 de ani, sunteți independenți. Dacă vreți să fiți frații Cărămidă, fiți frații Cărămidă. Știi că tu ești tot tatăl. Da, tu ești tot tatăl Cărămidă. El e tatăl Cărămidă. Tatăl Lopată. În viața mea nu ești tata Lopată, că noi sunteți frații Lopată. Frații Lopată, tata Lopată. Că niște Lopata. Nu. Ok, tatăl Șurub atunci, că noi suntem frații Șurub. Dar nu trebuie să încep cu prostii astea. Nu știu, lumea a spus pe live și a spus că frații, că sunt frații. Hai noroc. Frații Bombă, frații, vale. Cheers. 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 Satu mai. Și acum mergem la un restaurant aici. Mama și Dinela s-au dus în altă mașină și aici conduce Nașu, Adi. E cel mai cuminte. Da. Cine e cel mai cuminte conduce? Stânga aici, da. Că noi, din păcate, am băut un pic ceva. Da, când am pus înăuntru am luat două palinci fără voi, din păcate. Vin oameni în vizită la noi, fac o grămadă de kilometri, zboară 100.000 de... avioane schimbă tot și voi veni... și eu conduc. Da. Vezi? E corect? Nu e corect, da. Nu e corect, da. Asta e viața. Nu faci în viața numai ce e corect, da? Promit când vin și eu la tine și eu conduc. Așa. Acolo sunt mama și Dinela. Suntem după ei. După ele. După ele că e două. E două? Nu e două, e 7:30. Oh god. Deci facem dreapta. Dreapta aici. So, ce faci, mama Ido? Așteptăm să mergem la restaurant. Păi și noi așteptăm, am văzut că... Dar mai stăm la o poveste, ultima poveste, imediat, 2 minute. Venit aici la sushi. Frații Gacheta aici la sushi. Frații Gacheta la sushi. Bună, mama Ido. Nu, vorbesc acum. Să-mi curăț mașina? Să-mi curăț mașina. Lasă, mamă, că o spăl mâine. Bună, Dinela. Mai mare. O spăl mâine de ziua. Este foame? Că mie mi-e foarte foame. Păi aici se mănâncă foarte mult. Nu le e foame deloc. Ai văzut din ce trăiești. Am pus o pălincă. Da. Și o să fie bine. Da, nu o să fie. Hai, 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 hai. Ah, merci. Domnul Gigi, merci. Hai. Andrei. Uite aici. Alex aici super. Comandă super, pentru toată lumea. Super bună. Eu știu să comand. Știi tot ce să comanzi? Știu. Ce mai aici, Alex? Hai. Să-mi aducă ginger. Păi uite aici, este crab salad, sea salad. Ia un pic de fiecare. Hai, stop. Calmează-te, omule. Așa, stai. Punem asta aici. Shrimp, op. Mai încă două. Nu e ok, op. Hai să luăm, Aici am un foarte bun. Bună, op din astea. Să vedem ce le place toată vremea. Știm și după aia vedem. Crab, op din astea. Bine, mi-e foame. Și mi-e foame. Am mâncat la ora 12. La ora 12. Eu. Mamă, am mâncat 8 ore. La 12 am mâncat în oraș cu Nașii și... Au trecut 8 ore, nu mă trebuie foame. Comandăm foarte mult pentru voi. Foarte mult. Să fie.
Scoicile sunt foarte bune aici. Dar aici se comand și poți să comanzi de multe ori all you can eat pe tabletă, sushi, carne, pui, foarte multe bunătăți aici. Bună! Nu mai dă, fă cu mâna! Ați tu comandă destul, deci de asta aici. Dar îmi pare foarte mult. Uite aici, sunt foarte multe chestii de comandat. Oh, stai! Vai, numai gata. Vine aici salatele aici pentru Ido Twins. Thank you. Mersi aici pentru... Mamă ce bune sunt. Poftă bună! Haideți. Hai să punem aici încă una, așa. Fiecare are două. Cine deci, fiecare două din astea? Două pentru fiecare aici. Să gustăm, să vedem cum sunt. A venit multă altă mâncare, Alex ajută-mă să le pun. Așa. Hai Vali, hai. Mi-e milă de voi pentru biliard din seara, o să pierdeți iară, o să pierdeți. Ok. De când am venit Nași am jucat mult ping pong și am bătut. Ce ai făcut? Auzi, Adi? Tu lăsai pentru mine. Băgați-vă mințile în cap. Mi-a făcut odată. Băgați-vă mințile în cap. Că nu mănânc altceva. Aia e doar mănâncă. A venit doar o porție de mâncare, mai e să vină. Și... e foarte mult. Poftă bună! Să fie cu bine. Nu știu cum o să termine masă, dar o să jucăm. Ne străduim. Oh, mai bine. Mamă, uite. Thank you. Dar și cine a venit? Wasabi. Înainte să închidem video ăsta, părinții sunt în vacanță în Mexico. Vă arăt aici puțin unde sunt. Vă pup! Mulțumim că v-ați stat și sper că v-a plăcut! Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un share, un subscribe la Ido, liniuță, Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram! Sper că v-a plăcut tot ce ați văzut! Scrieți în comentarii ce să mai facem! Aici este linkul pentru Ido Twins pe Instagram! Și nu uitați să vă dați un abonare la Ido Twins aici! Să facem 100.000 pe YouTube și pe Instagram la Vali Ido, Alex Ido și Ido Twins. Oameni frumoși, vă pupăm și, cum spunem noi de obicei, păi Alex, Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi, oameni frumoși, deja a fost Ido Twins in. Atunci, Ido Twins out!